Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru în Unitatea în Hristos. Astăzi avem titlul Secretul Unității. Unde stă secretul Unității? Sau unde este cheia? Mai bine spus, ca să găsim Unitatea. Am văzut că Unitatea este necesară, dar în ce? În arătare? Sigur că nu. În formă? Nu. În mărime? Nu. În inteligență? Trebuie să fim la fel? Nu. În aptitudini? Fiecare să poată să facă același lucru, să fugă la fel de repede ca celălalt? Nu. În gust? Cu siguranță că nu. În viteză? Nu. În îmbrăcăminte? Sigur că nu. Atunci, în ce? trebuie să fim uniți. Și aceasta este în identitatea cu care noi am fost creați. Există doar două identități în acest univers. Putem fi ori creator, ori creatură. Și vrem să vedem care e diferența funcțională între creator și creatură. Avem pe Dumnezeu, El este creatorul, El este cel care a făcut totul, din el pleacă toate și la el se întoarce toate, și în el trăiește totul. Iar omul și restul tuturor creaturilor sunt un canal. Ei trebuie să ia pentru a da. Aceasta este un sistem deschis. Nu poate să trăiască prin sine însuși. Trebuie continuu să ia ca să dea. Așa. În comparație cu Dumnezeu, care este un sistem închis. El nu trebuie să ia de nicăieri, el nu este un canal, el dă, dar tot ce face se întoarce fără nicio altă posibilitate înapoi la El, prin rodul care este acolo. Evident că nu putem să-l cuprindem pe Dumnezeu cu mintea noastră, dar măcar. Comparându-l cu funcțiunea noastră, noi știm că el este altfel ca noi. El nu poate să ia, pentru că nu trebuie, trăiește din sine, de aceea Dumnezeu nu se schimbă, rămâne mereu același. Acum, vrem să vedem procesul rațiunii în procesul de decizie sau rolul rațiunii în procesul de decizii. Dacă eu sunt o ființă creată, rațiunea mea trebuie să cântărească informația. Și această informație care o cântărește, trebuie să o cântărească după un reper. Reperul este adevărul, care Dumnezeu a stabilit că este legea. Da? Dacă mă orientez după Dumnezeu, dacă știu că sunt o creatură, sunt dependent și informația o judec și o descompun după legea lui Dumnezeu. Așa cum stomacul descompune ceea ce îi dăm, așa Duhul trebuie să descompună informația. Dar trebuie să aibă un mijloc prin care face acest lucru. Și cea mai înaltă, cel mai înalt entitate a rațiunii este conștiința. Con în conștiință, Dumnezeu a scris legea lui și cunoașterea identității. Deci, dacă noi, când Lucifer, de exemplu, a fost creat, el își cunoștea identitatea, știa cine este, la fel și îngerii știau cine sunt, știau că sunt o ființă creată, trăiau după lege, deși legea era necunoscută, așa zis, pentru că nu a pus nimeni întrebarea să mai asculte Dumnezeu, să mai iau din el, să mă fac independent de el. Până Lucifer nu și-a dorit aceasta, nimeni nu a pus sub semnul întrebării tot ce Dumnezeu a creat. Și atunci Lucifer, el calcă legea dorind să devină dintr-o ființă creată, dintr-un canal să devină un sistem închis, dintr-un sistem deschis să devină un sistem închis. Adică să trăiască prin sine însuși și evident că dacă vrea să fie Dumnezeu, vrea să aibă altanen, toți ceilalți să trăiască din sine. Așa numai și un om pe acest pământ poate să devină la ideea să zică că vrea să cumpere toate zvoarele apelor. Că dacă cumperi toate zvoarele apelor pe acest pământ, tu cine ești? Ești Dumnezeu. Toți oamenii sunt subalterni. Slavă Domnului că nu se poate așa ceva. Dar sunt oameni, putea să-i numim, iraționali, care, din ideea lor de supremație, doresc să controleze alt totul. Și așa a vrut Lucifer a călcat legea și Dumnezeu prin conștiință i-a vorbit și a spus Lucifer, ce faci? Și Lucifer a și-a stricat conștiința și și-a dat la o parte rațiunea și atunci rațiunea lui dispare, nu inteligența lui, el este foarte inteligent, dar rațiunea dispare și iraționalul, nebunia îi ia locul. De aceea când noi suntem agresivi, noi suntem doar, cum să zic, umbra lui Lucifer, pentru că iraționalul este nebunie. Faci ceva, ceea ce nu ai nicio șansă să, să, o faci, adică mergi peste o graniță, încerci să treci de o graniță care nu poți trece. E irațional. Identitatea lui acum, el crede că este Dumnezeu. Cunoștința legii i-au rămas și cunoștința identității sale pentru că este un duh. Și în locul legii e el. El este reperul pentru toate informațiile care le judecă. Așa nu a fost cu Adam. Când Adam și Eva au fost creați, ei își cunoșteau identitatea lor. Dumnezeu în conștiința lor a scris legea și știau că ei sunt o ființă creată. Legea trăiau automat după ea. Informația o, ia, o luau după ce Dumnezeu le-a spus. Și vedem când Eva a fost ispitită, zice, da, dar Dumnezeu ne-a spus și ea citează lege. Și citând legea, Lucifer zice, da, la care lege? Nu vedeți că legea lui Dumnezeu te îngrădește? Și așa Eva și Adam, știm cu toții, au fost ispitiți și au călcat legea, adică s-au pus ei deasupra cuvântului Dumnezeu, au devenit ei lege pentru ei și acum Dumnezeu dispare, adică Dumnezeu dispare și cunoștința legii dispare, identitatea lor nu mai cunosc și uită, nu mai știu cine sunt. Ei acum cred că sunt Dumnezei. Eu sunt Dumnezeu și în locul adevărului e euul. De aceea este desunitate în creștinism, de aceea este desunitate în ideologiile oamenilor, pentru că ei citesc un cuvânt, dar fiecare îl interpretează cum vrea el. Nu mai există un reper extern în afară de mintea mea și rațiunea mea. Așa că așa cum citesc eu, așa cu toții trebuie să înțeleagă și dacă nu înțeleagă, îi bat cu pumnul până când îi forțez să înțeleagă ca mine. Asta este cauza pentru care noi suntem în dezbinare. Și Dumnezeu, pentru că Adam și Eva nu îl cunoșteau de tot, a putut apela la conștiința lor și pentru că ei mai aveau conștiința posibilă de accesat. În caz că Dumnezeu ar găsi o posibilitate să elimine identitatea greșită pe care omul nu și mai poate elimina, să-l ilumineze iar să vadă omul cine este, atunci salvarea lui, recuperarea lui ar fi posibilă. Și astfel, Dumnezeu, mult înainte ca să creeze omul, a făcut un plan. Pentru salvarea lui, în caz că el ar cădea. Citim aceasta în frumoasa epistolă a lui Pavel către Efeseni și citez la versetul 3 din primul capitol. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemearea lumii. De unde vinim noi? Din Hristos. El ne-a ales înainte de întemearea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voii sale. Deci Dumnezeu care este atotștiutor, a văzut care va fi destinul nostru. A, fi, a văzut că noi, ca Adam și Eva vor cădea. Și încă înainte ca să i creeze, încă înainte de temerea Lumii, înainte ca cerul și pământul, așa cum avem noi astăzi să fie pus în funcțiune, Dumnezeu a făcut un plan de recuperarea nostru ca să devenim cum, ca să fim Sfinți și fără prihană în dragostea Lui. Și El ne-a rânduit mai de înainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcerea voi sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sânge Lui, iertarea păcatelor, după bocățiile Harului Său, pe care l-a răspândit în beșuc peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Vedeți că Dumnezeu poate doar la rațiune și la înțelepciune să apeleze ca noi să putem fi recuperați. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-i aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, cum să se facă planul, când să se aducă la împlinire, la în vremilor, așa înseamnă când Iisus Hristos trebuia să vină ca să-L aducă la îndeplinire la împlinirea vremilor spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Înțelegem, din, cred că din, vă aduceți aminte, că omul a fost acea punte de legătură între pământ și Dumnezeu. Și când omul a fost separat și satana i-a luat locul, acum în planul de mântuire, Dumnezeu a zis așa: În El am fost ca să-i aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile cele din ceruri și cele pe pământ. Pentru că toate lucrurile de pe pământ erau legate de Adam. Și dacă în Hristos, care a devenit Adam al doilea, se unește iarăși totul cu. cu Dumnezeu înseamnă că totul de pe pământ este iarăși unit cu cerul, cu Tatăl. Lumea pierdută este recuperată. În el am fost făcuți și moștenitor, fiind rânduinți mai dinainte, după hotărârea celor care face toate după sfânta voia sa, ca să slujim de laudă slave sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Ba, aceste cuvinte trebuie să le, să le, cum să zic, să le descompunem, pentru că e o informație așa de, de concentrată în ele, dar, în principiu, spune un lucru foarte simplu. Dumnezeu, mai dinainte, a văzut căderea omului în păcat și, mai dinainte, a făcut un plan pentru completa restaurare a omului și a unirii pământului și a tot ce era pe el, din nou cu el. Și aceasta, în fiul său pe care l-a rânduit, să vină la vremea cuvenită ca să facă această lucrare. Și, lui el ne dă nouă această moștenire. Deci, noi cu toții, și aceasta în epistola către FSN, dar peste tot, ne naștem cu o identitate falsă. Noi toți credem că suntem Dumnezeu. Și nu este în rațiune acest lucru, este în irațiune, că rațiunea ar vedea că nu suntem, că suntem dependenți. Și Dumnezeu a avut grijă ca să ne arate cu tot felul de lucruri că suntem dependenți. De aceea a dat pe Adam și Eva din, din grădina Edenului ca să vadă că sunt dependenți. Să vadă greutățile, să vadă că ele nu sunt, că nu sunt, Dumnezei. Să bat, poată bată la ușa conștiinței lor și să, să vadă în ei care e problema. Deci, noi ne naștem cu toții cu această identitate falsă. De aceea, unde este cearta mai mare? Dacă luăm copilul, există un copil care nu se ceartă. Există un copil care nu vrea să stăpânească peste alții. Există un copil care nu este posesiv. Există așa ceva? Nu există, să știți. Fiecare copil care s-a născut pe acest pământ, în afară de copilul Hristos, se ceartă, se bate, e posesiv, Ba, încă nu, încă, nu are toată rațiunea, evident, rațiunea lui mai crește. Însă, iraționalul e în acolo, identitatea greșită e acolo și el trebuie să se bată. Câți părinți vin la mine să-mi spună, dar ce să facă copiii mei să ceartă unul cu celălalt? Și atunci zic, a, nu e normal, e normal că se ceartă, că sunt toți, fiecare se crede Dumnezeu, și de atunci trebuie să fie ceartă. Nu poți să ai pace, cum am arătat data trecută, pe acel copac. Nu? Dacă rădăcina lui, toți au aceeași rădăcină și sunt Dumnezeu, ei trebuie să se lupte, trebuie să fie dezbinare. De aceea rezolvarea dezbinării, rezolvarea disunității, rezolvarea tuturor neînțelegerilor și a certurilor, inclusiv a bolilor, este schimbarea identității, să știm cine suntem, să nu mai încumetăm că suntem cineva care nu suntem. Dar noi, evident că nu ne putem schimba acest lucru. Cum de aceea Iisus trebuia să devină om. Cum s-a scris aici că la vremea potrivită El a devenit om. El a fost zămislit de Tata prin Duhul Sfânt, în trupul lui Maria. Dar evident, Hristos preia prin moștenire nu numai starea trupească a Mariei, dar și starea spirituală. Și venind din tata, el știe cine este, venind din Maria, ar fi ispitit să creadă că este Dumnezeu. Dar el fiind întotdeauna conectat de tata din copilăria lui, Iisus luptă cu această idee greșită, această ai cu, cum să zic, cu carnea, cum Pavel o numește, și aduce biruința în sine însuși. De ce copilul lui Iisus nu s-a certat niciodată? De ce el nu s-a zbătut? De ce a rămas mereu așa cum rămâne o ființă creată, umil, și demn și smerit. Pentru că el trăia din tata. El în subconștientul lui, în inima lui știa cine este. Și când trăiești din tata, un copil care ar trăi din tata, nu se bate, nu e posesiv, nu încearcă să se impună. Disunitatea dispare. Este așa de important să înțelegem rădăcina tuturor dezbinărilor. Este în această identitate greșită. Și Pavel și Biblia o numește, odată o numește preput și altă dată o numește omul vechi și altă dată o numește carnea. Haideți să citim în Roman 8, practic este același lucru. E așa de frumos că Pavel vorbește și scrie despre același lucru, îndemnat de Dumnezeu și romanilor și efesenilor, dar în fiecare parte, un pic, într-o altă, dintr-un alt punct de vedere, dar spune exact același. Citesc de-abia din Roman 8 la versetul 5. În adevăr cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrările Duhului. De acum, care este, de ca, despre care Duh vorbim? Vorbim despre Duhul lui Hristos, pentru că în versetul 2 zice, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Cine m-a Duhul de viață din Hristos. Și aici am citit în Efesen clar că noi am primit Duhul Sfânt, nu? că ați auzit cuvântul și Ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda Slavei sale. Deci, care este Duhul care luptă împotriva firii? Este Duhul lui Hristos, moștenirea pe care noi, prin credință, o preluăm de la El. Și umblarea după lucrurile firii pământești este. Moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. De aceea Pavel poate să zică în Efesen 2,1 Voi erați morți în greșele și în păcatele voastre în care trăiați odinoară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului a Duhului care lucrează acum în fiii neascutării. Între ei eram și noi toți odinoară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Iată iraționalul, iată mânia, iată aceleași cuvinte, aceeași descriere a firii. Fiindcă umblarea, citesc din nou din Roman, 7, din Roman 8, Uh, șapte, Fiind cumblarea după lucrurile firii pământești, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și nici nu poate, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. E clar că firea păcătoasă, dacă eu sunt Dumnezeu, dacă identitatea mea este eu sunt Dumnezeu, eu n-am nevoie de lege, eu sunt independent. Că ăștia au, n-au lege care sunt independenți. Cei care sunt dependenți au lege, pentru că trebuie să se țină după ea. Deci nume nu poate să țină legea dacă el umblă în... Citesc încă o dată versetul 6. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Am citit apoi Efesen 2 și acum iarăși Roman 8 cu 7, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește, în adevăr, în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprienirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai suntem datori firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii pământești, veți trăi, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fi ai lui Dumnezeu și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însăși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Vedeți, Duhul lui Dumnezeu spune Duhului nostru că suntem înfiați prin Hristos. E același lucru, îl citim în Efesen 1 și 2 și 3 și dacă mergeți în Colosen, e la fel. Pentru că este o singură esență a mântuirii să înțelegem că în Hristos se dă o luptă pentru distrugerea rădăcinei răului care este Eu sunt Dumnezeu. Crucea este singura soluție. De aceea stă scris aici, prin sângele Lui suntem scăpați, dar sângele este viața. Dacă citesc în Roman 8 cu 3 și 4, zice așa, căci lucrul cu neputință legi, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul. Ăsta este păcatul care mă, adică asta este identitatea creștină care mă duce la păcat în sensul să, să, nu mă încred în Dumnezeu. A osândit păcatul în firea pământească, deci el a învins ca om în ciuda acestei, acestei fir, el a învins păcatul și s-a încrezut tot timpul în Dumnezeu. Din pricina păcatului, în firea pământească, trimițând din picia păcatului pe însăși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, Iisus Hristos trebuia să le aibă pe toate, pe amândouă, pentru că trebuia să le distrugă, trebuia să lunească pe om din nou cu Dumnezeu, pentru ca porunca legii să fie împlinită nu în Hristos, ci noi, care trăim nu după îndemnul firii pământești, ci după îndemnul Duhului. Haideți să citim acum din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 11. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți ne tăiați în prejur, de către aceea care se cheamă tăiați în prejur, și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă în minte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care o erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, dintre care? legea poruncilor în orânduirile ei ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om. Nou, făcând alt astfel pace. Deci, vedeți, Pavel aduce o ilustrație și dacă nu citim atent și nu cunoaștem legea, ne încurcăm puternic în acest text, dar Pavel face o ilustrație cu Efesenii, zice, așa cum voi sunteți separați de ceilalți, așa cu toții noi suntem separați de Dumnezeu. Și Iisus Hristos a luat omul vechi și l-a unit, adică l-a distrus și a creat în el însuși un om nou. Căci el este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surbat zidul de la mijloc care despărțea și în trupul lui, Adică, în ființa lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Dintre cine? Am pus întrebarea între. Evident, că vrăjmășia trebuie întâi eliminată între noi și Dumnezeu. Am citit acolo că fiecare om care se naște pe pământ e vrăjmașul lui Dumnezeu pentru că crede că El e Dumnezeu. Se înalță peste Dumnezeu. Și toți cei care se înalță și cred că sunt vrăjmașii. Sunt vrăjmași lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are vrăjmași pentru sine, că lui nimeni nu-i poate să facă nimic. El este un sistem închis, este atotputernic. N-ai ce să-i faci de Dumnezeu. Dar pentru că El ne-a creat și ne iubește, El ne face clar că felul nostru de a fi cum ne-am născut e vrăjmășie cu El, că nu putem ține legea, nu putem fi în încredere dependent de El. Și cine nu se încrede în Dumnezeu, păcătuiește. Asta e simplu de tot. Deci, Isus vine ca om ca să în el însuși să înlăture vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună. Nu. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în unirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Pace cu cine? Evident, cu Dumnezeu, întâi și apoi și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu. Într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Oh, sunt adânci lucrurile acestea, dar simplu cred că de înțeles, în Hristos se rupe, se face încheierea vrăjmășiei pentru că el în el însuși trebuie să distrugă rădăcina care ne face să nu putem să ne încredem în Dumnezeu și această rădăcină este distrusă pe cruce împreună cu Tata. Când Iisus Hristos strigă pe cruce, s-a sfârșit. Omul vechi a fost răstignit și înlăturat din inima Mântuitorului nostru. A fost învins păcatul, a fost învins încrederea în om, încrederea în creatură, prin aceea că a fost distrusă firea păcătoasă, care nu este nimic altceva decât identitatea falsă în care noi credem. Și El ne dă ca măștenire biruința. Am văzut data trecută că Isus Hristos ca om, era dependent, că a trăit ca om când a fost pe pământ. Divinitatea lui a ascuns o omenire. Divinitatea lui nu putea să fie activă pentru că legea nu permite să fie Dumnezeu și om în același timp. Deci, el a pus-o la o parte ca să, ne, să fie om întreg. Dar, evident, că nu putea să, să nu mai fie ca existent ca Dumnezeu. Nu putem înțelege această îmbinare. Nu este da, ne depășește, însă știm că Isus Hristos a trăit pe acest pământ ca om, 100%, cu, cu nevoi, avea o voință, vreau să mănânc, vreau să am dreptate, vreau toate cele lucruri care ele avea în voință, erau acolo. Și rațiunea, judecata înaintea deciziei. Isus era foarte rațional, el, el judeca, îl găsim în toate acele lucruri, că nu se pripea în judecata lui, pentru că el era cunoscut cine este, zice, eu nu pot face nimic din mine însuși. Era foarte clar cine este el. Era foarte, uh, fără nicio o ezitare, eu știa că eu sunt o ființă creată, tot ce fac eu, fac din tata, așa cum face tata, mă orientez după el. Asta era împlinirea legii, asta este trăirea prin credință din Dumnezeu. Și Isus a folosit rațiunea pe care acum ne dă ca să o folosim. Vedeți, noi trebuie să ducem o luptă, o luptă în inima noastră ca să devenim uniți. Dar nu putem fi uniți unii cu alții până când nu suntem uniți cu Dumnezeu, până când nu am făcut pace între noi și Dumnezeu. Și atâta timp cât firea aceasta păcătoasă nu este răstignită complet, adică o fi existentă, dar nu mai e funcțională, e ca o mașină care nu mai merge, e băgată acolo, este nefuncțională, o pusă la rugină, nu mai avem nevoie de ea. Până când ea nu este dată la o parte de tot, cum să se împlinească noi această această voie a lui Dumnezeu care a zis aici, în Efesen 1 de la 4 și 5, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeia lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ce să fim sfinți și fără prihană? Astăzi oameni, omenirea crede într-o evanghelie care te justifică în păcatul tău, în nesfințirea ta, în ideea ta cine ești. Dar noi suntem într-o luptă a credinței în care trebuie să împlinim această mare voie a Lui Dumnezeu ca prin Hristos în noi. Aceasta e, aceasta e taina care El vorbește aici în Efesen și în Colosen. Taina, zice El, care a fost ascunsă și acum ne este uh, descoperită, este Hristos în noi. Nădejdea slavei, prin Duhul Său eu doar pot să înving firea. Și nu am Duhul Său până nu mă sunt născut din nou. Dar la nașterea din nou începe un proces de luptă, de curățire, de ieșirea din vrăjmășia cu Dumnezeu. Pentru că dacă păcătuim, noi păcătuim împotriva Lui. Și cine păcătuiește împotriva Lui e vrăjmaș. Evident că nu o facem conștienți și Dumnezeu ne iartă și ne-a dat, cum am citit aici, iertarea păcatelor și ne ajută să ieșim de acolo. Dar trebuie să știm conștient. De aceea, lupta credinței este una reală și una conștientă. Adică nu este mistică. Noi vrem să ne controlăm știind de noi, de ce facem ce facem. Vrem să gândim înainte de a lua decizii. Vrem să analizăm, comparând ideile care vin. Și legea lui Dumnezeu dacă se potrivesc. Și când nu se potrivesc, mergem după lege. Dar știți pentru că lucrurile merg așa de repede în noi, Dumnezeu trebuie să ne aducă în situații dificile ca să vedem dacă mai trăiește firea pe sau dacă este Duhul acolo în loc. Și tocmai cum două zile, m am supărat așa un pic pentru ceea ce soția mea a făcut. Și mă măhnesc în mine când mă supăr, adică zic, Doamne, zic am ajuns la 54 de ani și tot iraționalul din mine mai învinge, că eu vreau să fiu Dumnezeu peste toți, tot mai e acolo, cum de mai există? Știți că noi trebuie să înțelegem că lucrurile sunt în noi și dacă Dumnezeu nu ne aduce în dificultăți, nici măcar nu vedem că suntem netăiați în prejur în anumite situații, în inima noastră mai avem firea păcătoasă. Așa am spus într-o zi săției și a ieșit evident din, din, inima mea rătăcită acele cuvinte care au zis dacă n-ai fi tu să mă provoci, eu aș fi un sfânt. Oare? Oare prin provocare noi devenim sfinți sau nesfinți? Cu siguranță că nu. Că pe Isus Hristos puteai să-L provoci oricât și nu ieșea decât tata din el. Decât tata și faptele tatălui său ieșea din el. Pentru că el era una cu tata, era unit cu tata. Cine putea pe el să-l aducă din unitatea cu tata? O provocare? Cu siguranță că nu dar pe noi. O provocare ne deranjează, dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste provocări, pentru că ele ne arată că încă în inima noastră locuiește acea fire păcătoasă care trebuie să o scoate. Trebuie să o scoate. Ea trebuie prin Hristos acoperită prin cruce, ea trebuie băgată în garaj și ruginită acolo. Aceasta este o luptă zilnică. Și după ce m-am supărat, evident, că nu-mi place să recunosc, dar recunosc păcatul meu. Dar mă duc în pădure și în rugăciune la Dumnezeu și zic, Doamne, zic, unde am greșit? Și Dumnezeu, prin rațiunea mea, trebuie să-mi facă clar unde am călcat legea, să-mi facă clar unde este zvorul păcălelii de sine. Și de-abia când El mi-arată, uite cum joci tu pe Dumnezeu, când El mi-arată adevărul și eu văd minciuna în Inima mea, atunci, în voința mea, în rațiunea mea, trebuie să aleg. Și de-abia când aleg adevărul și zic, așa vreau, Doamne, să, să văd lucrurile, atunci adevărul intră în inima mea și el își face lucrarea. Dar fără mine, fără ca eu să vreau, adevărul nu se poate dezvolta. Așa cum hrana, dacă nu o pun în stomac, nu poate să fie preluată și dată mai departe. Deci alegerea o avem în rațiune și în voință când Dumnezeu ne arată ce este acolo de sub în inima noastră și când o vedem că am căzut, când o vedem că am fost provocat și a ieșit răul din noi, atunci știm că acel rău a fost întotdeauna existent. Că în inima lui Hristos, unde răul a fost răstignit din zămislirea lui și doar pe cruce eliminat de tot și întotdeauna a fost adevărul în el, n-a ieșit niciodată acel lucru. Și nu va ieși nici într-un om care a dat la o parte. De aceea cei 144.000 de mii sunt acea mare dovadă că inima lor, planul lui Dumnezeu s-a împlinit în Hristos când zice așa și El Dumnezeu ne-a ales înainte de în lumea ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Aceasta e destinul nostru, aceasta e recuperarea omului, aceasta este unitatea și cheia unității. Nu este să zicem, a, tu crezi în Hristos, eu cred în Hristos, suntem uniți. Nu, nu, nu. Nu există. Noi putem fi doar uniți în identitatea corectă și când suntem în identitatea corectă, cu toții suntem uniți. Cei care sunt al lui Hristos sunt uniți unii cu ceilalți. Acolo nu există dezbinare. Dar pentru că este un proces de învățare, evident că la început ne mai batem. Dar am zis așa, Doamne, la 54 de ani trebuie să nu mă mai bat. Am vorbit cu un pacient și am zis, cu fiecare an care trece, vreau să devin mai pașnic. Vreau să nu mă mai impun. Vreau să nu mai am această fire care mă, mă nenorocește. Să o răstignesc. Pentru că cu cât o răstignesc pe ea, rațiunea mea devine mai clară, voința mea mai hotărâtă și inima mai curată. Aceasta este procesul de a deveni unit. Unit întâi cu Dumnezeu și atunci cu ceilalți nu te mai bați, pentru că o ființă creată nu are niciun impuls să se bată, să se impună, să comande, să controleze. În ea totul a ajuns la tăcere. Să ne ajute Bunul Dumnezeu într-o zi să gustăm din această taină Hristos în noi, la a slavei din plin, adică să trăim din plin ca Hristos, fiind provocați încoace și încolo și totuși, fără ca să iasă din noi ceva necurat, atunci Dumnezeu ne va sigila și ne va arăta în fața întregii univers că a fost oameni după planul lui de mântuire întemeiat înainte de lume, noi suntem oameni în Ne-a rânduit mai dinainte să fim în prin Isus Hristos, după buna sa plăcere a voi sale. Amin.